Acțiunea de astăzi înseamnă viață. Copacul în sine înseamnă viață, înseamnă oxigen pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. Acești copăcei sunt micuți acum. Au fost puși cu trudă de către copii, de către enoriașii bisericii noastre, dar acești copăcei vor da și mireasmă, pentru că sunt foarte mustei, vor da mireasmă și vor da aer proaspăt pentru generațiile care vin. Această acțiune este un îndemn pentru tot omul, pentru constanțeni, pentru români, ca să ajutăm puțin la mediul nostru înconjurător, să facem un mediu mai curat, mai bun, pentru copiii noștri și pentru cei care vor veni după noi. Suntem responsabili, noi cei de astăzi, pentru bunul mers al celor care se întâmplă astăzi și cele viitoare. Intră în grija noastră, a bisericii, adică a comuniunii, a comunității, a oamenilor, să avem grijă de ce ne-a dăruit Dumnezeu, de natură. Mulțumim copiilor și mulțumim credincioșilor noștri că au venit astăzi, deși e luni și e o oră de prânz, să fie cu noi, să ne sprijine, să ne ajute. Cine sunt cei care participă la această acțiune? Cei care participă sunt cei care doresc. Noi am lansat un apel și în media, am lansat un apel și în Sfânta Biserică, iar cei care sunt aici prezenți sunt cei care au dorit să vină. De la sine. Înțeleg că v-a ajutat și primăria, Pomacos, v-a ajutat cu... Sigur, ne-au ajutat în primul rând cu oamenii care, sigur, se pricep la așa ceva. La a planta un copac, ca să-i îndrume pe copii, să facă corect, ca acel copac să se prindă. Ne-au ajutat o serie de oameni care au dorit să rămână anonimi, enoriași ai bisericii noastre, și le respectăm această dorință. Ne-au ajutat de la primărie, de la firma Pomacost, care au venit cu o parte din copăcei și vor mai veni și pe viitor, și au îmbrățișat această acțiune a noastră. Câți copaci veți planta și ce soiuri sunt? Din cunoștințele mele sunt în jur de 50 de tei, 10 mesteacă, 15 castani. Vor mai veni în zile care urmează 20 de stejari roșii și alte soiuri. Veți continua să le ținem și mai departe spre parcul Tăbăcărie? Dacă Dumnezeu ne ajută, poate depășim limita parcului.